În urmă cu două săptămâni, în acest fotoliu în care vă aflați dumneavoastră, se afla șefa parchetului european, doamna Laura Codruța-Chiovesi, și transmitea un mesaj tranșant procurorilor din Republica Moldova să-și suflece mâinicile și să se apuce de muncă, pentru că, spunea doamna Chiovesi, nu mai există scuze și nu se mai pot plânge procurorii că nu le ajung resurse, nu au condiții și alte lucruri pentru ca să livreze. Dumneavoastră, ce părere aveți despre acest mesaj al doamnei Chiovesi? Este un mesaj propriu procurorilor conducători. Nu văd nicio tentă negativă în mesajul de a ne apuca de lucru întreg sistemul de justiție, nu doar procurorii, procuratori anticorupție. Sunt conștient de faptul și nu am să neg că este fantastic să mizăm pe ideea că la un moment dat Procuratura Anticorupției va fi dotată super și din punct de vedere cu buget și din punct de vedere cu sediu, echipament, etc., etc. Într-adevăr, asta nu este o scuză să așteptăm acel moment când această instituție va fi super dotată pentru a fi eficientă în lupta cu marea corupție. Nu pot spune că astăzi Procuratura Anticorupție nu activează sau este total ineficientă. Clar că eficiența acestei procuraturi a scăzut drastic odată cu decuparea definitivă de cooperarea sau colaborarea cu Centrul Național Anticorupție. Plus, nu pot să neg absolut efectul procesului de vetting. Cunoaștem cu toții, procuratura sau procurorii, procuratorii anticorupție sunt primii care au început, sunt vizați în acest proces de vetting. Cumva acești procurori sunt foarte axați ca să livreze răspunsurile corecte, sunt cumva mai reticenți la adoptare de soluții, plus avem încă perioada de adaptare ceea ce înseamnă această ruptură dintre Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție. Dacă vorbim de cauze penale concrete, ca rezultat a inițierii procesului de vetting, 10 procurori au plecat din sistem. 10 din câți, ca să putem înțelege? Deci e vorba de aproximativ 25% din procurori. Bine, nu toți erau procurori activi în Procuratura Anticorupție, însă direct este afectat una din cele mai complicate cauze penale, este vorba de frauda bancară. Procurorul de caz care cunoștea cel mai bine acest dosar a plecat în demisie. Și ce se întâmplă acum? Despre cine vorbiți, apropo? Mariana Botezatu. Uh-huh. Deci, domnule, a decis, mă rog, să nu participe la acest exercițiu de vetting. Și ce se va întâmpla cu dosarul furtul miliardului, care, știu eu, are extrem de multe volume? La un moment dat cineva îmi spunea că numai, deci procurorul care vine pe caz, numai ca să facă cunoștință, are nevoie de vreo câțiva ani. Erau aproximativ 800 de volume, fiecare volum ar conține aproximativ 250 de foi, deci cam închipuiți-vă despre ce volum de informații este necesar de a fi analizat. Și cât timp îi trebuie noului procuror ca să înțeleagă deci nu este problema că a plecat doar procurorul, la fel a plecat și un ofițer dintre cei mai activi în această investigație, fiind promovat pe funcție de procuror într-o procuratură raională. Între timp am modificat grupul de urmărire penală, fiind desemnat alt conducător grupul de urmărire penală. Acest procuror nu are decât să se așeze, să studiază această cauză penală, să întocmească planul de acțiuni și să continue investigațiile. Să continui sau, de fapt, să înceapă de la zi? Să continui investigațiile, nu putem vorbi despre faptul că... Dar el va avea o proprie strategie despre cum ar trebui să administreze acest dosar? Bine, o parte din acțiuni deja sunt în desfășurare, că e vorba de cereri de comisii rogatorii, da, care în momentul în care vor fi recepționate vor clarifica anumite lucruri. Alte cereri de comisii rogatorii sunt în desfășurare, sunt înaintate o serie de învinuiri, sunt o serie de acțiuni de urmărire penale efectuate, rezultatele cărora trebuie examinate, analizate, tip percheziții, ridicări de acte, documente, purtători de informații, etc. Deci toată această informație trebuie sistematizată. Problema este un pic și mai complicată, că acest grup nou format de urmărire penală pe această cauză penală constă din procurori care la moment sunt în proces de vetting și dacă prin absurd admitem ideea că un procuror conducător din acest nou grup de urmărire penală cumva nu promovează vetting-ul, această cauză penală din nou va trebui repartizată altui grup de urmărire penală sau altui grup de procurori care iarăși va trebui să revizuiască sau să reexamineze, să restudieze de fapt această cauză penală, care clar cumva... Da, mai are rost, iată, e o întrebare eficiența. Poate un pic poate
părea scandaloasă, dar mai are rost să fie cheltuite resursele procuraturii pentru a investiga această crimă? Și mă întreb din lucruri foarte pragmatice. Termenul de prescripție e de vreo 15 ani? Dacă nu greșesc, deci, eu. Noi în 10 ani deja în această cauză penală avem incriminate fapte excepțional de grave, inclusiv creare și conducere de grupare criminală organizată. Termenii prescripții sunt suficient de mari astfel încât să reușim să avem investigații. Deci, cu siguranță, sistemul de justiție sau procuratura în detaliu nu ar putea renunța la investigația acestei fraude. În această cauză penală sunt programate, sunt acțiuni de urmărire penală planificate care se desfășoară, indiferent de câte ori va fi schimbat grupul de urmărire penală, această investigație va continua. În altă ordine de idei, avem și cauze penale rezultate din această investigație care sunt, la moment, pe rolul instanței de judecată. Da.